Браво, 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 браво. Файно, капу, браво. Mai puțin așa. Adu-l aici. Trece aici, tata. Da, bravo, bravo, bravo. Da. Rămâne eu cu... Măi, măi. Da. Bă, bravo, ține-te de muzică, o. Hai, mergi înapoi să te jurizăm. Felicitări. Jur pe cea mai scumpă, n-am auzit în viața mea. Negrule! Dacă nu te scoli, stăiem leafa azi. Da. Hai! Atenție! Paradisul se află... Unde? La picioarele mamei. Bravo, mămică! Bravo. Un verset frumos din Coran. Mie poate de 5 ori pe an mi se face pielea găinii, dar numai în situații excepționale. De cântat vorbesc, nu de altceva. O, mie mi s-a făcut și pe spate. Alte manșocării, da. Deci pe este... Față. Ești un fenomen, mămică. Ești mai e, mai e. Habibi. Mai e un lucru extrem de important care ar trebui să fie breaking news pe Al Jazeera și pe CNN. Da, da. Asemănarea între Biblia mea și Coranul tău, mai spune-ne o dată, care e? Ambele vor să aducă mai multă bunătate oamenilor. Asta era, băi! Tu ne-ai adus! Tu ne-ai adus la cântat, băi, nene! Da, băi! Deci, băi, mi s-a zbârlit pielea pe mine. Hai! Deci eu nu mai... Nu. Noi nu avem ce... Deci m-au luat căldurile pământul. Jur pe cuvântul meu, nu există cuvinte. Păi ce, mă, mă uitam și la tine și la... Băi, ești o piesă. Nu, nu mai puteam. Nu mai puteam. Băi, eu am fost în vacanță în Orient. Foarte mult m-a atras. Deci eu sunt ascultător de genul ăsta de muzică. Și eu la fel. Și eu la fel. Și nu am auzit. Dar eu așa copil să cânte... Eu cântă mai bine decât originalul, zic eu. Da. Nu știu dacă am mai auzit. A cântat Dumnezeiește. Unde am fost eu, în țările în care am fost, deci care să cânte. Deci eu că dacă pun acum 1000 de cântărețe români... Nu se cântă nimeni așa. Nu cântă niciodată. Ce chestie n-a spus. Este și cultura lui, este... Nu, dar s-a născut pentru asta, adică este evident că... Curge lui sângele în vene. Da. Fiate, nu poate să cânte simplu. Nu. Pune-l să cânte simplu la nu, cred că nu poate. Deci, dar ce melisme și piatem pe niște segmente de voce foarte periculoase, foarte sus. Și ce rapide și ce trăire și ce cum le treapă toate. Și a zâmbit, și a zâmbit tot timpul. Tu ai văzut? Un gen. Și lejeritate. Luați bucurie de aici. În ce registru se ducea și cu ce lejeritate? Lasă-mă pace. Dacă vrea cineva să certe cu mine, zice ceva de el. Nu, e, mă, dacă vrea cineva să certe cu noi, să zice ceva, mă. Dumnezeu. Mai ce să zici? Băi, dar trebuie să judecăm, adică stați puțin, nu fiți luați de val, ne uităm și ce a fost în urmă și ce o să vină păi după. Da, mă, nu. Hai nu să ne calmăm. Fii atent, vreți să zic ceva? Chiar sunt curios. Tu ai văzut ce reacție au avut cei din juriu? Îi vedeai? Când erai pe scenă, îi vedeai? Pentru mine a fost de ajuns să-i văd. Atât. Da? Da. Dar ți-a fost frică de ei? Așa frică nu mi-a fost, pentru că știu că, din punct de vedere muzical, fac canto cu un profesor de excepție și știe să-mi găsească fiecare greșeală. Uh-huh. Și așa, din punct de vedere tehnic, de voce, de intonație, de așa, nu prea mi-a fost frică, dar totuși ei poate, dacă sunt atenți și se străduiesc, găsesc, nu 10, 100 de greșeli într-o piesă. Câți ani ai tu? 12. Eu nu te cred. Eu cred că ai foarte mulți ani acolo. Vorbești atât de frumos și ești atât de corect. Fii atent, în ce limbă îți place mai mult să cânți? În limba română sau în arabă? Limba arabă are niște inflexiuni foarte, foarte grele pe care trebuie să le ai genetic. Așa. Pentru a putea să le faci și îmi place mai mult să fac ce e greu, să nu mă las, să fac până mi iese. Și în limba română cânt de mai mult timp, adică m-am obișnuit deja cu limba română și limba română este foarte, foarte frumoasă, adică sunt piese superbe.
Sunt mândră că sunt jumătatea răboaică. Ești dulce de